Astăzi suntem 9 aprilie, pacientul meu este medic veterinar, o să-l întrebăm cum îl cheamă, cum vă numiți? Mărculescu Alexandru. Domnul Mărculescu, sunteți medic unde, în ce comună? Nu în comună, sunt în orașul Găiești. În orașul Găiești, așa. Aveți treabă cu ce? Cu oile, cu animalele? Animalele, dar cu tot ce înseamnă animalele. Domnul Mărculescu, domnul doctor. Am făcut, dumneavoastră ați venit la mine, spuneți exact ce v-a adus la mine, ce probleme ați avut. M-au adus durerile de coloană și de mijloc, de șolduri. Așa, pe care le-ați tratat într-un fel sau altul la colegii dumneavoastră, medici, umani, care osteopați, care v-au luat antiinflamatoare. Mi-au dat antiinflamatoare și m-au lucrat cu aparatura și am simțit doar o ameliorare pentru câteva săptămâni. După am înțeles. A revenit. Cine v-a îndrumat să veniți la mine? Un prieten. Plimbați-vă, cum vă simțiți după procedura, operația de rol de spate fără bisturiu? Cum să mă simt? Foarte relaxat, foarte ușor, drept, îndreptat. Nu mai simt presiune pe coloană, nu mai simt durere. Da? Ce să vă spun? Hai da să alergăm puțin pe loc, așa, inspirând, expirând, inspirând. Expirând. Acum, uitați-vă, ne lăsăm așa în, aici în fața mea, dacă puteți veni, ne lăsăm în genunchi, așa, și când pe un picior, când pe altul, acum un picior înainte, două mâini pe piciorul care e înainte, capul tras în spate și uitați, vă împingeți cu mâinile și vă ridicați. Aveți vreo durere? Și cu celălalt picior? Asta este semnificativ ce spun eu. Da. Înainte nu cred că puteați așa. Nu puteam. De-abia mă chinuiam să mă și încalc. De-abia mă țineam, da. Domnul doctor a spus un adevăr. Atunci când avem hernie de disc C5S1, de-abia te ții pe picioare. E bine, dumneavoastră o să alergați, o să fiți alt om și asta vă doriți. Asta îmi doresc și datorită dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte frumos. Doamne ajută-ne, numai bine. Da.